Propunerea oficială pentru acest minister, Angel Tâlvăr, este propunerea de nou ministru al apărării. Vedem anunțul. În momentul în care purtăm această discuție, la estul României există o situație de securitate cauzată de invazia unui stat suveran de către Rusia lui Putin, invazie neprovocată și nejustificată. Pe de o parte. Deci aceasta este principala preocupare pe care o avem la acest moment. Vorbim foarte mult de faptul că vom aloca 2,5% din PIB pentru apărare. Pe lângă 2,5% din PIB pentru apărare, însemnând dotare, înzestrare și așa mai departe, vreau să nu uităm că sunt la fel de importanți pentru noi oamenii implicați în ceea ce numim arhitectura de apărare. Motiv pentru care, din punct de vedere normativ, vom colabora cu Parlamentul și vom propune acele norme care să ușureze condițiile de viață și de muncă pentru cei cărora le datorăm foarte mult.